se pare foarte frumos. Ne-am interesat mai mult de pe net și suntem chiar din apropiere, nu suntem foarte departe. Am mai fost cândva, doar prin trecere, și acum am zis că venim să oprim un pic, să vedem ce mai este mai nou pe aici. S-a mai schimbat multe în față de câțiva ani când am fost aici. Ce vă place cel mai mult? Peisajul. Este super. Plus că este, nu știu, așa, parcă simt o ceva deosebit aici când cobor din mașină. E ceva, nu știu cum să explic, dar este foarte frumos. E foarte fain. Am ales să venim pentru că e un pic mai gol decât pe drumurile europene. Și am venit din Cluj, am venit prin Băișoara, prin Buru și am zis că venim până în Râmete. Acum ne gândim dacă să ne ducem până în Colțești să mâncăm ceva sau stăm pe aici. Dar altfel zona e foarte faină. Prima oară cu bicicletă pe Cepinimetea? Da. Și n-am mai fost. Prima impresie? E mișto. E foarte mișto. Îmi place că e gol, nu e atât circulat. Ai un pic de urcat, dar se poate face. Ca și prezență prima oară în Râmete sau ați mai fost? Am mai fost. Cu mașina am mai fost, am fost până pe Piatra Secuiului, am fost în Cheile Vălișoarei, în Trascău, m-am plimbat un pic. Și acum cu bicicleta. Și acum cu bicicleta. Am zis, hai să vedem cum e și așa. Văd că sunteți cu bicicleta și vreau să vă întreb dacă ați făcut și trasee turistice pe jos. Da, am făcut. Îmi place foarte mult să fac drumeții în zona Râmetea. De obicei aleg traseul Piatra Secuiului. Chiar săptămâna trecută am făcut traseul dificil. A fost un pic mai greu decât cel ușor, dar a meritat. Ce vă atrage cel mai mult pe la Râmetea? Peisajele și zona foarte mult. E o zonă foarte liniștită și plină de munte și foarte bună și pentru bicicletă și drumeții. Am mai fost aici în drumeție, anul trecut, cred, și mi-a plăcut foarte mult view de sus de la Piatra Secuiului și am zis să-l aduc și pe iubitul meu să vadă și el. Și îmi place chiar și satul. Chiar îi ziceam și pe mașină că aș vrea după drumeție să ne mai plimbăm pe aici prin sat. Ce-ți place la sat? Nu știu, e autentic, așa, căsuțele, parcă la fel, are așa un aer mai, nu știu, mai diferit. Parcă mă duce și undeva în trecut, sincer. Îmi place. Cum ați auzit de Râmetea sau cum ați venit prima dată? Sincer să zic, cred că pe Instagram, acum vreo 3-4 ani, mi se pare că a fost așa o nebunie cu Râmetea, toată lumea posta, venea aici, vedeam view-ul ăsta frumos în poze și am zis că trebuie să vin și eu, mai ales că e destul de aproape de noi, la oră și ceva. Foarte fain, îmi place foarte mult Piatra Secuiului, cred că am făcut traseu de vreo 15 ori. Foarte, foarte mult. Cum este? Traseu? Dificultate? Da. Destul de greu, un pic abruptă panta, dar e destul de scurt, e foarte scurt. Dacă ai condiție fizică bună, ar trebui să fie ușor. Ce te atrage cel mai mult aici la Râmetea? Cred că verdeața. E un loc foarte verde și foarte liniștit. Cum a fost pentru prima oară când ai fost aici? Destul de greu. M-am bătut cu niște câini și am anulecat pe multă zăpadă cu niște Adidas care nu erau de munte, dar acum, după câțiva ani, am fost pregătit. Avem biciclete de închiriată, facem rafting pe arie și paramotor sau parapantă, acolo mai facem reclamă și mai oferim la oaspeți ture montane, ghiduri, adică facem ghidul la turiști. Am decis să venim, fiindcă fratele meu mai mic are acum petrecerea de burlaci și am vrut să facem ceva palpitant. Raftingul pe Arieș. Avem două trasee, una nu chiar dificilă, dar e mai spectaculoasă și un traseu mai light pentru începători. Vin turiști la Râmetea? Așa, la sfârșit de săptămână e full, deci satul deja începe să se aglomereze din ce în ce mai mult. În cursul săptămânii și atunci sunt, dar mai puțin, dar activitatea deja a început, cam de 2-3 săptămâni și sperăm să ne țină până la sfârșitul verii. Deși se lungește, pot să zic, până în octombrie, noiembrie, până se ține vreme bună. Și rafting am făcut, anul trecut, în 31 octombrie, am făcut rafting și noi ne-am mirat cum de s-o ține vremea. Noi, acum, da, o să fie tot așa, și anul ăsta.